Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Am primit noutățile de pe Dubai Collection și astăzi le descoperim împreună. Vorbim despre brandul Nasim, un brand fondat în 2000 de domnul Ali Hussein și vorbim despre parfumuri cu bază de apă, parfumuri care nu au alcool. Da, haideți să trecem la punga asta frumoasă. Am ales eu două parfumuri, Love Me Now și unul. Deci, Purple Blue, deci nu mai pot de curioasă, să știți că îmi plac foarte mult aceste sticle, pentru că ce credeți, au inițiala mea pe ele și mai ales acesta mi se potrivește foarte bine cu acele culori. Am văzut și eu sticla pe site, dar cred că în realitate este mult mai frumoasă. Mai avem aici un body mist. Foarte drăguță este sticla. Vedeți, ele sunt albe. Și mai avem și o mostră, da, pe care o să o testăm, pentru că eram curioasă de un alt parfum pe care nu l-am luat, am vrut să-l iau, dar am zis hai să luăm blind, pentru că la acesta este specificat pe site că ar fi inspirat de parfumul Burberry Her Intense. Da. Și am zis nu, vreau să iau ceva ce nu cunosc. Îmi place să cumpăr blind, îmi place să testez parfumuri pe care nu le știu. Acestea două nu sunt inspirate de alte parfumuri, deci sunt parfumuri de sine stătătoare și de-abia aștept să le descoperim împreună. Haideți să începem cu Purple Blue, deși sunt și mai curioasă de Love Me Now. Începem cu Purple Blue, pentru că are o sticlă demențială. Vai, cum arată sticla, deci cât de frumoasă este, arată așa ca o marmură, ca o piatră, deci cum să nu-ți placă așa ceva? Deci sunt superbe, pe acesta l-am vrut de când l-am văzut prima dată pe site. Știți la ce mă duc cu gândul la aceste parfumuri? Mă duc cu gândul la spray-urile acelea pentru păr, în general pentru descurcarea părului, pentru copii. Ei bine, acele spray-uri sunt făcute, probabil au puțin balsam în lichidul acela, nu știu, e oricum lichid și cred că este ceva balsam pus acolo. Așa mă duc cu gândul și aceste parfumuri cu bază de apă. Mă duc cu gândul la un parfum care cred că are ceva cremă, pentru că am înțeles că și hidratează aceste parfumuri. Cumva mă gândesc că și acestea sunt făcute tot așa, la modul că au ceva hidratant în ele, cum sunt și spray-urile de corp hidratante. În fine, o să le testăm și vedem. Dar m-a dus cu gândul acolo, la chestia asta. O să-l testez pe mână pe acesta, pentru că nu am nimic pe mână. Vedeți? Are niște picături albe și, vai, cât de bine miroase! Și hidratează pielea. Vedeți? Că se vede că este mai lucioasă. Chiar aveam nevoie, adică eu cu pielea uscată. Vai, cât de bine miroase! Cât de bine miroase! Este un floral dulce, foarte feminin, deci este superb, superbisim, îmi place foarte mult cum miroase și este intens, pentru că eu inițial m-am gândit că dacă sunt cu bază de apă, nu sunt ele așa puternice, deși am mai testat recent de la un brand, tot așa, un body mist pe bază de apă, pe acestea putem să le dăm pe păr, de exemplu, dar hidratează pielea. Am făcut cea mai bună alegere, cea mai bună alegere. Așa cum arată sticla, așa și miroase parfumul acesta. Serios, dacă nu îi se potrivește de minune, mi se pare un parfum potrivit oricând. Foarte versatil, foarte versatil. Este fructat, este floral, dar este și cremos și puțin gurmand, îl simt eu.
Doamne, cât de frumoasă este sticla. Deci se potrivește atât de bine mirosul și atât de bine mi se potrivește și mie. Și are și inițiala mea, pentru că am ținut să iau această sticlă, pentru că mi s-a părut că mi se potrivește perfect. Și chiar așa este. Doamne, cum miroase de bine. Avem parapoasă, măr verde, fructe tropicale în deschidere. Tot mă duce cu gândul la un floral așa dulce și elegant, adică mi-a fost teamă să nu fie genul ăla de parfum tropical pentru plajă sau doar de vară, dar nu este deloc așa, este superb. Da, deci acesta este o alegere foarte bună pentru mine. Este un parfum dulce, delicat, feminin, da, feminin am zis. Din ce am văzut, parcă este un parfum, parcă sunt unisex ambele, eu așa am văzut. Dar se duce mai mult în zona feminină din punctul meu de vedere. Nu văd nicio problemă dacă îl poartă bărbații, chiar nu văd nicio problemă, dar vă spun vouă că așa mi se pare mie. Trecem și la următorul, să vorbim și despre Love Me Now, care este ceva mai puternic din ce am văzut eu în note. Așa le-am și ales. Am ales unul care să fie fructat, dulce, cum îmi plac mie. Dar am vrut și ceva pentru vreme mai rece, ceva mai puternic și Love Me Now, am zis să fie totuși diferit de cele două parfumuri, are șofran și zmeură în deschidere, în mijloc are trandafir, iasomie și magnolie, iar în bază are ud, patchouli, ambră, vanilie și musc. Da. Hai să vedem cum este și acesta, o să vorbim și despre restul, dar să-l deschidem și pe Love Me Now. Are și el o sticlă foarte frumoasă, doar că cred că este transparentă. Da, și acum putem să vedem exact cum arată lichidul din aceste parfumuri. Așa arată, este alb. Foarte frumos este și acesta. Cumva eu mă regăsesc foarte bine în aceste sticle, pentru că uneori sunt alb-negru, uneori sunt foarte colorată. Chiar mă regăsesc foarte bine în cele două, de aceea le-am și ales. M-am uitat foarte mult la aceste parfumuri și da, mă regăsesc foarte bine în ambele. Dar haideți să vedem și mirosul, pentru că în acesta clar mă regăsesc. Hai să vedem și acest Love Me Now. Foarte frumoase sunt sticlele, foarte calitative, deci îmi plac la nebunie. Așa, aș vrea să dau un cutie pentru că eu am mai testat un alta pe piele, că așa fac eu, dar o să-l pun și pe piele ca să ne dăm seama. Hai să vedem. Are o deschidere proaspătă. Se simte trandafirul, se simte și acest șofran, cred, că nu știu exact cum miroase, dar simt o deschidere proaspăt condimentată, dacă pot să spun așa. Se simte și trandafirul. Sunt foarte curioasă de baza de ud, patchouli, ia să mă dau și pe piele. Da, acesta este un parfum ceva mai cozy, ceva mai curat. Mai lemnos, deschiderea este proaspătă, fructată, se simte și trandafirul. Da, trebuie să văd cum se dezvoltă, pentru că vreau să ajung la acea bază de ud, patchouli, ambră și vanilie și musc. Dar, ce capac frumos are, are un capac greu. Clar, acesta este favoritul meu. Este și mai intens, aici avem ceva mai cremos, așa, mai lemnos, mai cozy, de purtat, nu știu, seara, la fel, un parfum de genul ăla de stat în păturică pe Netflix, ceva de genul. Îmi place și acesta, cumva mi-era teamă că o să fie prea puternic, dar nu este, mai intens este acesta. Și el mi se pare un parfum versatil, nu mă așteptam la mirosul ăsta, sincer, mă așteptam la ceva mult mai puternic, poate prea puternic pentru mine,
dar este destul de curățel, cremos, cumva lemnos. Da, o să revin oricum cu impresii despre aceste parfumuri, trebuie să le port cum se cuvine, dar pot să vă spun că până acum preferatul meu este Purple Blue. Da, este și foarte intens. Acesta este cumva așa ca o cremă de corp. O să mai revin cu impresii oricum, însă astea sunt primele mele impresii, dacă pot să zic așa. Apoi, haideți să vorbim despre Hypnotic Passion, care este inspirat de parfumul Burberry Her Intense. Pe Burberry Her Intense eu nu l-am testat, dar i-am dat un nas când a ajuns coletul și se duce în zona Burberry Her. Poate că îl văd mai fructat decât lemnos. Are o bază... Are acolo pe fundal un bacara Burberry Her, dar aici găsesc mai puțin din acel iz de bacara truj. Îl găsesc mai fructat și mai dulce pe acesta. Dacă vă uitați pe site, are o notă de vată de zahăr în note, dar nu se simte chiar o vată de zahăr, adică nu e la modul acela de dulce. Este un parfum fructat, are și un trandafir, are și vanilie, dacă nu mă înșel, mă uit imediat. Hai să vedem ce note are. Seamănă cu Burberry Her, doar că v-am zis, este mai dulce. Are zmeură, afine, piper roz și licii, trandafir, bujor și lăcrămioare și mosc, vanilie și vată de zahăr. Da, este un parfum dulce în care se simte zmeură, se simte licii și trandafir. Chiar este foarte drăguț. Unde să-l mai dau și pe el? Deci pielea mea a rămas hidratată în zona asta. Eu v-am zis că l-am testat pe acesta când a ajuns. Miroase foarte bine. Este un fructat, îl văd din nou versatil. Îl văd un parfum de primăvară, de vară. Foarte frumos este, dar eu am avut și Burberry Her în colecție și l-am dat pentru că cumva eram obosită de izul acesta de bacara ruj. Acesta este ceva mai dulce. E mai dulce, nu este atât de ascuțit în deschidere. Aici avem mai multe fructe, avem și trandafir. E foarte frumos, testați-l pe acesta pentru că e frumos. Dacă vă plac parfumurile fructate. Și avem și un body mist care se numește Lamsa. Tot de la Nassim este și acesta. Foarte frumos este recipientul acesta cu floricele. Foarte frumos. Și aici avem un miros foarte floral. L-am pulverizat o singură dată. Da, miroase tare bine. Este un floral dulce, dar este cumva un buchet de flori. Miroase bine, eu nu știu dacă au și parfumul, dar e destul de intens și acesta. Puțin intens mi s-a părut Love Me Now. V-am zis că este ceva ca o cremă de corp, așa îl văd eu. Dar o să-l mai testez pentru că am mirosit astăzi cam multe și nu știu dacă este chiar corect ce spun. Cu siguranță revin cu impresii. În orice caz, pe Lamsa îl simt destul de puternic. Îmi place cum miroase. Este un buchet de flori dulce. Nu este foarte dulce. Mi se pare și el un parfum feminin, un parfum elegant, floral, dulceag și da, o să-l port cu mare plăcere. Ei bine, acestea au fost parfumurile de la Nassim, noutățile de la Nassim de pe Dubai Collection. Mă bucur tare mult că am descoperit aceste parfumuri și sunt cucerită de acest parfum. Sunt cucerită, este superb.
se dezvoltă atât de frumos, deci miroase atât de bine acum, s-a transformat, deci nu sunt parfumuri liniare, se transformă și acum miroase și mai frumos. Este un parfum intens, este un parfum plăcut, miroase a fructe, miroase a flori, este dulce, superb, superb, superb. Haideți totuși să îi mai dăm și lui un nas, așa pe final. Da, are deschiderea aia proaspăt condimentată, trandafirată, de smeură, șofran și trandafir. E plăcut, nu este la fel de intens, nu este la fel de intens ca și Purple Blue, dar vreau să văd cum se dezvoltă și el, pentru că vedeți că nu sunt parfumuri liniare. Cel puțin Purple Blue s-a dezvoltat foarte frumos pe pielea mea. Cum chiar o să închei acest clip. Însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați un like, să împărtășiți și cu prietenii voștri, mă găsiți și pe Instagram. Și poate ați testat și voi dintre noutățile de pe Dubai Collection și îmi spuneți și mie ce vă atrage de acolo, pentru că sunt multe noutăți și o să mai vorbim și într-un alt video despre alte parfumuri noi de pe Dubai Collection. Eu o să revin cu impresii, dar acestea au fost primele mele impresii și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!